drumul către sudul litoralului pe direcția către Vama Veche. Se pare că este încărcat de autoturismele care vor încerca și de această dată o altfel de distracție. Sunt și mașini care vin spre partea de nord a litoralului românesc, cum ar fi stațiunea Mamaia, care, din spusele celor care organizează evenimente acolo, se anunță că gradul de ocupare pentru stațiunea Mamaia ar fi undeva aproape de 100%. Vremea de afară a împărțit turiștii în două tabere, cei care au ales muntele și cei care au vrut să vadă marea la început de mai. Potrivit cifrelor furnizate de patronate, în total pe litoral vom avea în jur de 40.000 de turiști, în timp ce la munte numărul este redus la doar câteva mii. Dacă în regiunile montane este risc de avalanșă, pericole se află și la malul mării. Deși sezonul estival se deschide oficial la 1 mai, iar turiști avem deja berechet, serviciul de salvamari este asigurat și plătit oficial cu începere de la 1 iunie, astfel că în fiecare dintre ultimii ani în mini-vacanța de 1 mai, salvamari ies pe plaje pe bază de voluntariat. Potrivit coordonatorului serviciului salvamari din Mamaia, Gabriel Culea, 10 de salvatori sunt deja pe plaje zilele acestea și vor patrula până după data de 1 mai. O să fim în patrulare pe plaje cu ATV-urile din dotare. Vom avea și șalupele pregătite să intervină. În fiecare an se găsesc câțiva tineri care vor dori să facă prima baie în mare de 1 mai, dar sperăm că apa rece să le schimbe intenția. De asemenea, vor fi și dintre cei sub influența alcoolului care vor crea mici probleme, dar pe care sperăm să le depășim cu bine. În anii trecuți nu am avut situații foarte grave. Până acum nu am avut cazuri de persoane înecate și sperăm să rămână așa și anul acesta. Vom încerca să intervenim înainte de a fi vreo problemă. Încercăm să prevenim cât se poate de mult, a afirmat Gabriel Culea. Salvamari vor fi prezenți și pe plajele din sudul litoralului, de la Eforie la Vama Veche, în zonele cu afluență mare de turiști. Salvatorii trag totodată un semnal de alarmă și îi roagă pe turiști să nu se aventureze, dat fiind faptul că zilele acestea apa mării nu are mai mult de 11 și 13 grade.